Această emisiune vă este oferită de Spitalul Sfântul Constantin. Brașovul are primul centru privat de transplant renal. Primele operații vor fi făcute în câteva săptămâni după ce pacienții aflați în teste vor fi declarați compatibili. Primele intervenții de transplant vor fi făcute cu ajutorul medicilor elvețieni de la Spitalul Universitar Geneva, unde s-a pregătit și echipa medicilor de la noi. Aflăm despre ce tipuri de transplant renal se vor putea realiza la Brașov de la doctorul Bogdan Moldovan, medic primar de chirurgie generală, deținător al certificatului european de prelevare multiorgan, unul dintre puținii medici români care pot realiza operații atât de complexe. Domnule doctor, discutăm astăzi despre un subiect care știu că l-așteptați de mult să se întâmple. Una din pasiunile noastre și din motivele pentru care v-ați întors în România, în sfârșit s-a întâmplat. Ați anunțat deja că veți deschide primul centru de transplant renal privat din țară. Spuneți-ne cât de lung a fost acest proces să obțineți acreditările și tot ce era nevoie? Este un proces, a fost un proces lung, început în 2012. Bine că s-a terminat, deci bucuria mare că am ajuns la finalul acestui proces și în sfârșit au venit și hârtiile. Acum, bineînțeles că suntem în așteptarea candidaților. Până acum am primit mai multe cereri din partea unor pacienți cu insuficiență renală cronică și profit de această emisiune ca să transmit brașovenilor care sunt criteriile de eligibilitate pentru proiectul nostru de transplant. Așa cum am anunțat, este un proiect în parteneriat. Toate centrele de transplant din lume au început tutelate de către centre cu experiență. Noi pornim împreună cu colegii din Geneva și pentru a putea să facem aceste intervenții împreună cu ei, este important să putem să le programăm din timp, să le pregătim foarte bine. După cum se știe, transplantul poate fi efectuat de la un donor viu atunci când operația poate fi programată sau de la donorul decedat în moarte cerebrală atunci când operația nu poate să fie programată. În Occident, peste 50% din operațiile de transplant renal se fac de la donorul viu, organul având o calitate mai bună. Mulți sunt din aceeași familie, deci sunt înrudiți, au o jumătate din codul genetic identic și în plus nu există sau durata de ischemie, durata pe care rinichiul o petrece în gheață sau în afara corpului este foarte scurtă, sub o oră. În acest fel, atât din punct de vedere imunologic, cât și din punct de vedere tehnic, funcțional, există un avantaj. Pacienții transplantați de la donorul viu au rezultate mai bune, atât ca funcționare imediată, cât și din punct de vedere imunologic, deci ca funcționare pe termen lung. Normal că, fiind la început, așa cum am zis, ne dorim ca să începem cu dreptul, ca acele cazuri pe care le acceptăm să ne iasă perfect și vom fi stricți în a ne respecta aceste criterii de eligibilitate. Deci acestea sunt pacienți cu insuficiență renală cronică, aflați pe dializă sau în iminență de dializă, care au pe cineva apropiat, în familie, înrudit sau nu, deci rudă de sânge sau nu, deci poate să fie soț, soție sau deci rude de gradul întâi. Dar care să fie compatibil. Și care să aibă același grup sanguin, bineînțeles că restul lucrurilor, restul testelor imunologice se vor face și răspunsul final este la sfârșitul bilanțului. Deci până acum am evaluat și suntem, să zicem, cu bilanțul gata pentru un cuplu de frate-soră.
Din păcate, imunologic au ieșit niște probleme. S-a cerut un răgaz de 3 luni, acum s-au împlinit cele 3 luni și vom repeta testele, dar nu pot să zic că am mai primit alte oferte concrete pe acest tip de pacienți pe care îi căutăm. Deci am primit foarte multe întrebări, cereri, atât direct cât și prin mail, legate de pacienți care nu au donor în familie. Le-am spus că momentan, în acest an, deci până la anul, probabil că nu o să putem să ne organizăm ca să... și nici nu avem încă acces la Registrul Național și la donorul decedat. Asta pentru că la început veți lucra cu omologii dumneavoastră din Geneva, acolo unde dumneavoastră sta câțiva ani, v-ați pregătit. Exact. Și de unde aveți și acel atestat, nu? Bun, atestatul este un atestat european, emis de forurile, un fel de minister al sănătății al Uniunii Europene, dar, bineînțeles, pe baza unei curicule pe care am îndeplinit-o la Geneva. Bineînțeles că nu e o rușine să încep cu cineva, e o rușine sau chiar periculos să încep de unul singur. Și aici cred că faptul că lucrăm într-un sistem privat și ați menționat de acest aspect, medicina privată înseamnă poate un plus de responsabilitate și faptul că eșecul nu face parte din cuvintele, din vocabularul nostru. Deci, pur și simplu, trebuie să ne calculăm foarte bine pașii. Am construit atât de frumos acest proiect încât trebuie să avem grijă de el și să începem cum trebuie acest proiect. Și de aceea spuneați la început că trebuie să știți din timp astfel încât să-i puteți anunța pe medici, cadrele medicale de la Geneva, că... să puteți programa. Exact. Deci bineînțeles că din momentul în care bilanțul este gata și declarăm candidații ca fiind acceptați, în termen de o lună, două luni, putem să organizăm această intervenție. Tot discutând că sunteți o unitate medicală privată, există posibilitatea ca la un moment dat aceste tipuri de intervenții să facă prin Casa Națională de Asigurări? Oamenii care se uită la noi ar vrea poate să știe ce pot face ei după aceea, cum vor deconta o parte din cheltuieli, cel puțin. Deci aici luăm cumva modelul Turciei, pentru că în Uniunea Europeană sunt destul de puține centre de transplant private, nu pentru că ar fi interzis, ci pentru că medicina privată a intrat mai târziu pe firmament, să zicem, în condițiile în care principalele centre de transplant funcționează din anii 80. Un lucru interesant s-a întâmplat în Turcia și din punctul ăsta de vedere eu zic că ne comparăm foarte bine cu ei. Statul, nemai având posibilitatea să doteze centrele, a acceptat intervenția privaților cu condiția ca să fie decontați exact ca și cei de la stat și să nu pretindă sume suplimentare. Deci noi ceea ce ne propunem este ca transplantul să fie gratuit, pentru că am spus că vrem să facem un alt fel de transplant poate decât exista până acum. Colaborarea mea cu colegii din Geneva se bazează pe acest legământ, să zicem, în care totul trebuie să fie transparent și operația de transplant, care este dovada supremă de altruism, în care cineva oferă viața al cuiva, și mie îmi place să spun că este una dintre variantele nemuririi, deci de a fi nemuritor prin organul pe care îl oferi, viața după moarte, sau nu neapărat în cadrul donorului viu, dar și în familie. Vă dați seama că se creează niște legături extraordinare. Deci
Acest intervenția banilor în toată treaba asta nu sună foarte bine și de aceea, așa cum am spus și la conferința de presă, ne propunem ca primele intervenții să fie efectuate prin suportul Fundației Spitalului, în care vom atrage fonduri atât din partea spitalului cât și din partea altor persoane. Poate că vor exista și pacienți care vor dori să contribuie, dar nu pentru operația lor, ci în ideea de a face bine cuiva. Adică am văzut un film care m-a inspirat foarte mult, care se numește Paid Forward. Dacă ești mulțumit, tu ai primit un cadou, ajută la următorii. Deci asta o să vedem. Dar bineînțeles că ulterior ne propunem să accesăm acel program național de transplant, care, din câte știu eu și știu din surse destul de autorizate, rămâne necheltuit într-o proporție destul de mare, deci banii sunt blocați oarecum, reluați și redistribuiți pentru că nu se consumă. Așa cum spuneam, în România peste 92% din operații de transplant făcându-se de la donorul moarte cerebrală, există ani mai buni, ani mai proști, în care există mai mulți donori sau mai puțini, și atunci o parte din acele sume nu se cheltuie. Și deci noi ne propunem să intrăm, deci în a doua fază, în acest program național și sumele care sunt decontate de către programul național către spitalele sunt niște sume destul de considerabile, deci credem că ne-am putea încadra. Iar eventual, dacă ceva lipsește, tot așa să acoperim prin parte de fundație și de sprijin umanitar. Discutam mai devreme de anumite cifre. Din câte știu, sunt foarte multe cazuri. În România, anual, mii de oameni poate chiar au nevoie de transplant, doar puțin reușesc să o facă, tocmai și din motivele pe care le enumerați. Ce ar trebui să știe cei care vor să-și ajute semenii? Poate sunt oameni care doresc să li se facă un minim de analize pentru a vedea dacă pot... În primul rând trebuie adică în Occident există persoane care sunt așa numiți donatori altruiști. La noi ei nu sunt admiși deocamdată și e foarte greu să vezi până unde merge altruismul. Deci ideea este că în familie lucrurile sunt foarte simple. Dacă cineva este în risc vital, toată lumea dorește să-l ajute. Deci, ce riscuri comportă persoana care alege să-și doneze un rinichi? Sunt, adică ar trebui să se teamă într-atât de tare încât să nu facă pasul acesta? Din punctul nostru de vedere, riscurile sunt minime. Partea de ajutor elvețian se referă în primul rând la partea de donare, unde să spunem că nu avem atâta experiență de la donorul viu cât de la donorul decedat și experiența mea personală a fost mai mult pe partea de implantare a organului și mai puțin pe partea de prelevare de la donorul viu, lucru pe care în Elveția îl făceau urologii. Deci pot să vă spun că pentru primele intervenții prelevarea va fi făcută de către o somitate în materie, profesorul Christophe Islen, care este șeful secției de urologie și coordonatorul programului de donor viu de la Geneva. Este o operație laparoscopică sau robotică, deci cu o incizie de maxim 7 cm pe unde se scoate rinichiul, cu recuperare foarte rapidă și cu externare în circa 3 zile de la momentul donării. Există în Elveția un registru al donorilor, încă în România nu știu care este situația. Oricum, pacienții care donează au anumite facilități.
O dată pe an se fac toate testele gratuit, tocmai ei sunt urmăriți să ne asigurăm că la rândul lor nu sunt ei în pericol. Bineînțeles că pentru a putea să donezi, trebuie să fii în perfectă stare și să ai rinichii cu o funcție perfectă și bine echilibrată. Adică asta face parte din bilanțul donorului. Există posibilitatea ca printr-o scintigrafie renală să vedem cât din ponderea funcției renale aparține unui rinic și celuilalt și acest procent trebuie să fie foarte apropiat de 50-50. Astfel încât să nu perturbați exact după aceea celelalte. Un om poate să trăiască foarte bine cu un singur rinic și avem o cazuistică destul de importantă de pacienți nefrectomizați pentru cancer de rinic și care au funcție renală absolut normală, deci rinichiul celălalt este absolut normal. De asemenea, sunt oameni care se nasc cu un singur rinic sau alții care, datorită diferitelor malformații anatomice, li se atrofiază un rinic fără să își dea seama. Deci, din punctul nostru de vedere, responsabilitatea față de donor este aproape mai mare decât cea față de pacientul cu transplant, pentru că donorul este o persoană perfect sănătoasă și trebuie să rămână o persoană perfect sănătoasă și riscurile sunt minime, tocmai pentru că, încă o dată, operațiile vor fi realizate de către... sau, prelevarea efectivă va fi realizată până la formarea unui prelevator de la donor viu la noi în centru de către colegii elvețieni. Cam cât durează aceste teste pe care trebuie să le facă persoanele care vor să ajute pe un alt membru al familiei, de exemplu? Testele nu durează mult. Practic, într-o ospitalizare de 48 de ore se fac 90% dintre teste. Sunt foarte multe teste sanguine, dar și teste structurale, tomografii, scintigrafii, funcție cardiacă și mai departe. Bineînțeles că ideal este ca atât donorul cât și receptorul să fie persoane relativ tinere, în bună stare de sănătate, care nu au petrecut foarte mulți ani în dializă. Pentru că dializa în sine este o stare morbidă, deci se spune că mortalitatea în dializă este undeva între 5 și 10% pe an. Mesajul pentru pacienții aflați în această nefericită situație este că trebuie să ia în considerare această variantă și mai ales dacă există varianta donorului viu, undeva într-un interval de 2 luni ei pot să fie transplantați deja, evitând listele de așteptare și alte inconveniente de la spitalele de stat, că procedura este gratuită, iarăși un lucru singular în acest peisaj și nu trebuie să se uite lumea că suntem un centru la început, încoată prin prietenii pe care îi avem, ei însumează mii de operații și peste 25 de ani, 30 de ani de experiență în transplantul renal, experiențe care în toate punctele de vedere este superioară celei existente la noi în țară. Vorbesc la începutul discuției despre mai multe etape. Există această etapă de la donor viu, ați enumerat-o după aceea pe cea de la donor aflată moarte cerebrală și mai urmează și altceva? Vă propuneți ceva pe termen și mai lung? Da, în primul rând, eu am pornit la drum cu ideea transplantului de ficat și transplantul renal a venit ceva în plus. Pentru transplantul de ficat, situația este și mai proastă decât pentru transplantul renal, pentru că pentru transplantul renal există hemodializă. Pentru
milioanele de pacienți cirotici aflați în liste de așteptare sau nici măcar, pentru ei nu există nicio altă soluție. Și atunci, bineînțeles că în momentul în care vom avea liber, să zicem, la prelevările de la donorul aflat în moarte cerebrală, pe lângă prelevarea de rinichi, organele se pot preleva în aceeași ocazie și bineînțeles că echipa noastră va crește pentru a putea face față la o astfel de activitate, dar de ce nu? Să începem transplantul renal și sunt convins că în următorii 2 ani o să fie și transplant hepatic. Ce înseamnă însă viața după transplant față de viața aceasta legată de aparatul de dializă? Da, partea bună a transplantului este că pacientul transplantat, în afara a 2 sau 3 medicamente pe care trebuie să le ia, deci viața lor este o viață absolut normală. Sunt pacienți care se reintegrează socioprofesional, sunt persoane care nu mai depind de un centru de dializă, care pot să aibă o viață normală. În Elveția fiind, am avut ocazia să urmăresc mai multe persoane, femei care au rămas însărcinate după transplant. Am avut de asemenea ocazia să cunosc campioane la jocurile olimpice ale pacienților transplantați. Deci sunt persoane care aleargă semi-maraton sau curse de lungă distanță sau alte tipuri de sporturi. Acum un an și ceva am fost vizitat în Brașov de către unul dintre pacienții mei transplantați de ficat din Geneva. Care mi-a făcut surpriza să-mi trimită o poză din Piața Sfatului și să mă întrebe ce fac, dacă vreau să mă întâlnesc cu el. Și bineînțeles că el fiind, deci, transplantat de ficat, care e un organ un pic mai dificil de transplantat, deci o operație mai mare, am fost împreună în postăvaru și am coborât pe jos. Deci, toleranță la efort, absolut normală, o viață recăpătată din toate punctele de vedere. Deci, ce poți să-ți dorești ca și țară sau ca sistem de sănătate mai mult decât să recuperezi cât mai mult din acești 19.000 de oameni aflați în dializă sau 3.000 de cazuri noi care se adaugă în fiecare an, de a-i reda practic unui trai normal, de a-i face din nou productiv, de a-i lăsa să facă copii, să aibă o viață absolut normală. Deși așa trebuie văzut această activitate. Să nu mai vorbim și de faptul că există și o diferență financiară, adică un pacient dializat costă statul de 2 ori mai mult decât un pacient transplantat. Și astea sunt niște cifre recunoscute peste tot în lume. Deci, pe lângă supliciul pe care îl aduce boala în sine. Este și o procedură care îmbolnăvește pacientul, e pe viață dacă nu faci ceva, este și scumpă și pacientul este și legat de tine ala lung. Cât de des merg pe săptămână de la dializă? Ori. De 3 ori, câteva ore, rămân da. Acolo conectați exact. La aparat? Da, și... e clar că ei nu mai pot să facă niciun fel de... sau bine, unii dintre ei mai fac câte ceva, mai lucrează, mai ales cei care au meserii liberale, dar cei care au fost integrați într-o muncitor sau într-o structură, ei nu mai pot să se țină de acea meserie și sunt pensionați. Sunt pacienți tineri care, din păcate, ajung pe dializă? Am văzut niște cifre și foarte sunt. Mulți N-am, tineri, copii. Da, sunt. Deci chiar nu am date, să vă zic, repartiția pe decadele de vârstă, dar sunt destul de mulți pacienți tineri. Mulți dintre ei având anumite
anomalii congenitale sau boli reumatismale sau alte lucruri care au dus la pierderea funcției renale. La pacienții mai vârstnici, acolo ei sunt și candidați mai puțin buni, fiindcă de cele mai multe ori ei pierd funcția renală pe fond de diabet, hipertensiune și mai departe. Deci sunt pacienți, să zicem, cu anumite comorbidități care îi fac destul de greu eligibil. Dar există un lot foarte mare de pacienți tineri. Cu cât fac mai mult dializă, cu atât e mai greu să-i transplantați? Da, sigur. Datorită modificărilor care apar, nu neapărat datorită dializei, cât datorită insuficienței renale, sunt pacienți cu modificări vasculare. Transplantul este o operație vasculară care presupune implantarea arterei renale în artera iliacă. Mulți dintre ei își depun calciu pe vase și vasele lor se transformă în niște tuburi rigide în care nu mai poți să faci o sutură. Asta să zicem doar ca un lucru foarte cunoscut. Dar sunt și alte inconveniente. Și restul organelor cred că suferă anumite... Bineînțeles. Și deci pentru ei este o recuperare spectaculoasă din faza de dializă în faza de post-transplant. Încercăm să... Deci în discuțiile noastre cu colectivul spitalului, care bineînțeles că fiind ceva nou, o parte din colegi au fost oarecum îngrijorați de ce se va întâmpla, cum se va întâmpla, încercam să le explicăm că operația de transplant transformă un om bolnav într-un om sănătos. Pe când multe din operațiile pe care le facem acum pentru cancere în care rezecăm jumătate din organele din abdomen, e clar că înseamnă o traumă mult mai mare pentru pacient și aceste cazuri nu ne merg foarte bine, deci le putem trata cu succes. Ei, dacă la un om bolnav îi dai ce îi lipsește și el din prima zi încă de pe masa de operație începe să urineze și să-și epureze sângele, normal că acolo deja nu mai ai un pacient bolnav, ci ai un om sănătos. În recuperare și spre sănătate. Deci are toate organele la locul lui și îi dai ceea ce îi lipsește. Spre deosebire de operațiile, încă o dată, de exemplu, HIPEC-uri sau operațiile multiviscerale pentru cancere, în care scoți organe. La mulți pacienți facem, rezecăm 4, 5, 6 organe, jumătate de ficat și mai departe. Normal că acela, prin operație sine, prin stresul operator, el e bolnav. Adică e altceva. Atenție la alunițe! Semnele din naștere sau de frumusețe, cum mai sunt uneori denumite. Alunițele apărute de-a lungul vieții, după îndelungi expuneri la soare sau în urma aducerii pe lume a unui copil, toate poartă cu ele un risc mai mic sau mai mare de cancer de piele. Cu cât sunt mai multe, mai mari și mai atipice, cu atât ar trebui să fim mai atenți, pentru că, spun experții, în stadiile incipiente, boala malignă este perfect vindecabilă. Specialiștii vă recomandă controle anuale de rutină la dermatolog. Cele mai multe dintre alunițe nu ar trebui să îngrijoreze, pentru că nu cauzează niciun fel de probleme. Atunci când pe corp sunt depistate alunițe displazice, specialiștii vorbesc despre un risc mai crescut de melanom, cea mai agresivă formă de cancer de piele. Alunițele atipice sunt mai complexe, mai mari comparativ cu cele normale, nu au contururi bine delimitate, forme perfect simetrice și o culoare uniformă. Acestea se pot prezenta sub diferite forme, cu protuberanțe sau în combinație și pot fi destul de mari, ajungând chiar și la 6 mm. Orice aluniță sau pată pigmentată nou apărută sau orice schimbare a dimensiunilor, formei, culorii sau a simptomelor la o aluniță sau pată deja existentă
poate reprezenta primul semn al cancerului de piele. Așadar, este indicat să fie consultat un dermatolog înainte să apară semnale de alarmă serioase pentru melanom, cum ar fi mâncărime, creștere în relief, cruste, culoare negru-albăstruie, durere, sângerare, inflamație sau ulcerare. Aceste semne apar de obicei când melanomul este într-o fază mai avansată. Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Sfântul Constantin.